Polițiștii locali au descins în piața Tomis 3 chiar la primele ore ale dimineții. Omul aruncă gunoiul pe jos, cătii. Nu este neapărat acesta să fie raționamentul unei civilizații. Da, dar ce face cu gătia? Dacă a mâncat o gogoașă, o pune în buzunar, pătează buzunarul? Nu, ține puțină mână până aici niciun coș de gunoi. Dar dacă vrei de acolo până aici niciun coș de gunoi, unde îl pui? Obligația oricărui dintre operatori economici era să aibă în fața spațiului o zonă în care se colectează deșeuri. Verificările s-au lăsat însă cu scandal. Dumneavoastră respectați legea? Da. Dumneavoastră dacă aveți 10 milioane de euro și eu n-am niciun ban, nu? Că sunteți lucrați la stat. Eu ce de vină am dacă veniți și vă bate joc de noi? Trebuie să vă luați cântare omologat. Noi nu ne-am luat, ne-am luat. O să aducem dovada că avem. Aduceți dar dumneavoastră, domnul Horia, alo, domnul, mă lăsați să vorbesc? Dumneavoastră, în calitate, în calitate care aveți dumneavoastră, ați venit special pentru cântarul ăla? Sau pentru propagandă să vă faceți... În ce sens? Eu vreau să coborâți tonul. Șeful Direcției de Servicii Publice Horia Constantinescu a explicat necesitatea unor astfel de acțiuni. Respectarea fluxului deșeurilor este o poveste care împovărează acest oraș de mulți ani. Iar această zonă, cu siguranță, prea mult. Și este momentul în care trebuie să verificăm din toate punctele de vedere modul în care își desfășoară activitatea fiecare dintre operatorii economici. Dacă au sau nu contract cu firma de salubrizare, dacă reciclează sau nu, pentru că e plin de lădițe în toate zonele de depozitare de deșeuri din jurul pieții, ori aceleași materiale reciclabile pentru care fiecare cetățean al Constanței plătește prea mult. Spiritele s-au încins, vânzătorii fiind nemulțumiți că nu sunt lăsați să-și vândă marfa. A venit, ne-a trasat aici afară, ce ne-a trasat, că ne dă locul ca să plătim. Acum 3 luni de zile. Și ne duce așa că nu ne dă să plătim. Ne-a dat jumătate de metru, aici o jumătate de metru atâta, pentru expoziție. Asta e piața agroalimentară. Noi trebuie să ne expunem marfa, să o vindem. Din cauza COVID-ului trebuie să scoatem lumea afară ca să păstrăm distanța. Nu putem. Controlul autorităților i-a nemulțumit și pe clienți care nu au înțeles de ce nu sunt lăsați să-și facă piața în voie și au fost înghesuiți în magazine pentru a-și alege produsele. Nu vreau să iau și eu de aici, deci nu e normal. Bugetul local nu se face prin amenzi. Deci bugetul local prin să servească oamenii, să fie mai bine pentru clienți, pentru primărie. Acum văd drazia asta. Nu mai oameni. Vreau să vă spun că noi o să avem viață grea cumpărătorii, pentru că înăuntru vine vara, o să fie vai de mama noastră în căldură acolo. Aici te alegeai marfa, era altă treabă. Reprezentanții autorităților locale spun că astfel de acțiuni de control neanunțate vor continua și în perioada următoare.